Neața, bună dimineața, prieteni! Este al treilea an în care traversez țara la volanul unui tractor. A trecut un an de la ultima călătorie când am petrecut o lună în vestul țării. Un an de pregătiri în care am încercat să pun la punct toate detaliile unei călătorii mai lungi cu un tractor și mai mare. M-am gândit să-mi dobor propriile recorduri, să-mi înving orice teamă și să plec la drum, gata să îmbrățișez cu toată dragostea tot ceea ce va veni către mine. Peisaje, oameni, locuri, gânduri, idei sau impresii. Prima bucată de drum, București-Greci, destinația pensiunea relax. Știam de pe drum că tractorul sosise. Băieții de la PAN îl aduseseră pe roți de la Brăila, făceau ultimele verificări și mă așteptau să-mi facă instructajul. Am fost pusă la curent cu setările volanului, a scaunului, afișajul bordului și a ecranului My Function, procedurile pe care trebuia să le urmez înainte de a porni de pe loc. Încă din prima seară am insistat să-l mișc un pic, cât să înțeleg tot ce am de făcut. Mariana a avut răbdare și mi-a spus pe îndelete tot ce trebuia să știu. Nicu a mers cu mine în sat să văd cum trebuie să mă raportez la dimensiunile lui Meco. Noaptea am petrecut-o la pensiunea relax. În dimineața startului am deschis fereastra și am tras adânc aer în piept. Îmi doream cumva să inspir toată măreția munților care se așterneau în fața mea și care se încăpățânează să dăinuie de milioane de ani pe aceste meleaguri. A fost un moment de conștientizare a ceea ce urma și încercam să-mi adun toată energia, forța de care voi avea nevoie să parcurg cele 10 județe din estul țării. Era liniște, nu filma nimeni. Am făcut doar două poze care să-mi amintească de acest moment. Steagul ridicat de Adelina Moise, proprietara pensiunii Relax, mi-a amintit, dacă mai era nevoie, de misiunea mea, aceea de a promova România. Cum pot eu mai bine? E ziua în care are loc startul, un mic moment festiv alături de oamenii locului și urmează să intrăm în iureșul filmărilor zi de zi, timp de 55 de zile. Pentru prima oară urma să urc la bordul tractorului McCormick X7-624 VT Drive, un model uriaș care m-a impresionat din primul moment când l-am văzut la PAN Agriculture Equipment, partenerii care au avut încredere să mi-l ofere pentru sezonul din acest an. Atunci l-am botezat, i-am spus Meco și am promis să facem echipă bună împreună. Trăgeam aer în piept, privind cu atenție munții, pentru că știam că nu va fi ușor. De fapt, nu aveam voie să greșesc nicio secundă. Era ziua în care voi fi singură în cabină și voi avea de parcurs primii kilometri, fără să fiu obișnuită cu dimensiunile lui Meco, nevoită să traversez satul Greci, apoi orașul Măcin. Și am reușit. Și am ajuns la centrul de informare și promovare turistică din Măcin, un mic punct situat la șosea, dar de mare importanță dacă vrei să primești toate informațiile necesare pentru a valorifica perfect timpul petrecut aici. Înainte de a da startul, am avut alături de mine câțiva dintre oamenii de bază ai orașului, așa că am vrut să adun pentru voi câteva motive pentru a veni în zona Greci-Măcin. Primarul orașului Măcin, Gheorghe Văcaru, are 3 argumente. Parcul Național Munții Măcin cu biodiversitatea lui, oamenii locului cu multiculturalitatea oferită de cele 6 etnii care trăiesc aici și gastronomia locală, specific dobrogeană. Pentru că agricultura rămâne totuși activitatea de bază a locuitorilor acestor meleaguri, trebuie să spunem ceva și despre acest domeniu afectat mai tot timpul de secetă. Pentru că nu există irigații, activitatea în agricultură este sub bunăvoința naturii, iar anul acesta se pare că mama natură îi privește pe fermieri cu îngăduință, pentru că cel puțin cerealele au beneficiat de ploi suficiente, s-au dezvoltat frumos, iar recoltele vor fi cu siguranță satisfăcătoare. Bogdan Bejenaru, biologul parcului, ne îndeamnă să descoperim minunile munților Măcin. Vom avea un interviu special pe tema biodiversității, dar vă spun doar că pe un areal de 11.200 de hectare există peste jumătate din speciile care trăiesc în România. Veți găsi aici peste 1.000 de specii de fluturi, dintre care 3 unici pentru știință și care se află doar în țara noastră, balaurul dobrogean, cel mai mare șarpe constrictor care ajunge la 3 metri și multe alte specii endemice. Din cele 18 trasee turistice,
Cele mai căutate sunt Sfinxul Dobrogean, Vârful Țuțuiatu, Dealul cu drum, unde se află poienile cu bujori, culmea Pricopanului cu goluri alpine și forme granitice în dezagregare și multe altele. Mai pe scurt, veți descoperi aici peisaje superbe și unice pe care le veți recunoaște din filmele Aurul și Ardelenii, Drumul Oaselor sau Aferim, realizate aici. Iată câteva motive să alocați Dobrogei un pic de timp și deschiderea necesară să-i descoperiți frumusețile. Cam atât pentru azi. Pe curând!